Salutare și bine v-ați luat un episod din DLS 2019, Update 2020. Și dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canal și noi vom mai continua cu episoade și spuneți în comentarii cu ce jocuri noi să punem pe canal. Avem primul meci din Divizia 1, meci cu Genoa, o echipă bună după părerea mea. Sperăm că o să ne descurcăm pe strategia asta bine, dacă nu, asta e. Dar haide să vedem. Văd că filmează, nici o română în continuare, din păcate. Lemana, aceasta dacă era să avem pe Artur Ioniță, l-am fi întâlnit aici. La Zovic, echipă. Nu mai am tipurile. Cam da. Foarte bună echipă. Văd că videoclipul se mișcă și hai să începem și primul meci din campionat. Aici atacă cei de la Genoa. Să vedem aici dacă reușesc să fură mingea. Contează să fură mingea cât mai repede. Haide, capul meu. O să fie ceva mult mai greu. Grigore fură foarte bine mingea. Pasează către Cheșeru. Cheșeru nu are unde să paseze. Pasează către Bogdan Stancu. Bogdan Stancu. Caut pe Ioniță, Ioniță, pasează către Claudiu Cheșeru, Cheșeru, poate să marcheze? Nu se poate. Dar nu reușim să marcăm pentru că a spus fundașul, băieți, închis locul acesta, de ce ați vrea să dați voi gol la poarta asta? Mai mă, du-te mă încolo. Pintili. Avem aici o fază pentru Claudiu Cheșeru, Pintili. Din nou Pintilii, Bogdan Stancu cu un șut, apără portarul. Aproape de a marca. Să vedem aici Cheșeru, Gaman. M-a dat în mine. Păi de ce te super, bă, nu-i vina ta. Eu nu știu, nu mai înțeleg jucătorii mei, pur și simplu. Bă, Torj, dar pasează azi. Cheșeru. Pasă către Adrian Popa, Adrian Popa vrea să trimită către Bogdan Stancu! Și trimite foarte bine și reușește să deschide scorul. Foarte bine, Bogdan Stancu își face treaba. Da, și este fault. Trebuia, adică era imposibil să nu avem noi, să nu fi dat un vreun fault noi în divizia aceasta. Aici o pasă către Bogdan Stancu la vară. Bogdan Stancu n-are cum să ajungă la ea pentru că a fost proastă pasa. Cel la Genoa atacă. Cosmin Moții degajă mingea către Ioniță. Ioniță pasează către Claudiu Cheșeru. Cheșeru înaintează Cheșeru și trimite pe bandă unde este destul spațiu pentru Torje, iar Torje pasează către Cheșeru. Cheșeru are ocazie mare de a marca, se întoarce. Centrează, dar nu prea iese aici. Era să centrăm foarte bine sau să pasăm dacă nu de centrare. Ioniță. Pasă către Adrian Popa care va centra către Cheșeru. Cheșeru ștează! Apără portarul și avem un nou corner. Este, cred că, ultima fază. Hai să-l chemăm și pe Hamilton. Moțici! Scoate portarul. Torje. Să avem grijă la șuturile la distanță. Și se termină prima repriză cu 1-0 împotriva noastră. Mingea este ținută de noi mai mult. Aici emoții, o braziliană foarte frumoasă. A, nu reușim să trecem acolo foarte ușor de apărător sau mijlocaș. Nu știu exact cine a urcat acolo, dar cred că era apărătorul lor. Bogdan Stancu încearcă să fure mingea. Ioniță încearcă să ajungă. Ioniță reușește să fure balonul, pasează către Bogdan Stancu, însă pasă este puțin proastă. Doar foarte puțin. Atacă Genoa pe lateral, jucătorul Genoei. Vă degajă amintea când avem de ales. Aici Bogdan Stancu, acum, aici este o fază periculoasă a României, dar se pare că reușesc să ne oprească fundașii Genoei. Să vedem dacă reușesc să furăm mingea, să mai creăm o fază. Pintili are o fază făcută minte, degajează mingea. Să vedem aici Bogdan Stancu va șuta gol și reușim să marcăm un gol pentru România. Bogdan Stancu
reușește să marcheze foarte, foarte bine. Un scor foarte bun, părerea mea. Începem campionatul în forță. Asta îmi convine. Ionita, hai să încercăm încă o degajare aici către cheșerul, către Bogdan Stancu. Bogdan Stancu fără mingea. Are spațiu, are spațiu. Se deplaseze Bogdan Stancu. Bogdan Stancu șutează gol. România. Bogdan Stancu este hat-trick și va lua mingea acasă. Sincer, acolo mi-am făcut puțin, puțin, doar m-am îngrijorat foarte, foarte puțin din cauza că am spus că e posibil să-mi fure mingea, dar aparent nu fură mingea nimeni. Adrian Popa, să vedem pasa către Bogdan Stancu, care pasează către Gabriel Torje, dar Torje puțin neatent aici. Să vedem Torje aici, o centrare către Ioniță. Ioniță însă n-avea cum, oricum n-ar fi fost gol, pentru că era pe o lovitură de cap foarte, foarte, foarte puternică și este un fault asupra jucătorului la Genoa. Care chiar a ieșit afară, e posibil să-l fie accidentat, posibil doar. Moții. Nu reușește să paseze cu trebuie și va fi ultimul atac al Genoei. Genoei, cică. Da, Moții reușește să scoată mingea și câștigăm primul meci cu 3-0. Bogdan Stancu, omul meciului, să vedem. Este pe locul 2, Newcastle este prima în campionat. Din păcate. Să vedem aici jucătorii. Vom vedea dacă avem un român, dacă e, voi juca pentru el niște meciuri online. Că vreau să facem și noi echipa de români până la urmă, nu? Deci, cred că nu, românii nu vor să vină neapărat la echipa noastră, dar asta este. Și după cum vedeți, avem meci cu Newcastle, echipa care dacă noi câștigăm cu 1-0, urcăm pe primul loc. Vedem aici dacă avem probleme. Nu avem probleme. Și cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonașul de like, să vă abonați la canal și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!